Codex Gigas este cel mai mare manuscris medieval din lume. A fost scris la începutul secolului XIII de un călugăr din Cehia. Astăzi, manuscrisul este păstrat în Librăria Națională a Suediei din Stockholm. Cunoscută și sub numele de Biblia Diavolului, datorită ilustrațiilor din manuscris în care este reprezentat diavolul, este considerată și cea de-a opta minune a lumii. Practic, toate imaginile mai mult sau mai puțin comerciale din ziua de astăzi care reprezintă diavolul au fost create după o imagine ce îl reprezenta în acest manuscris. Este cea mai veche imagine a înfățișării diavolului care a fost descoperită până acum. Dimensiunile manuscrisului sunt de-a dreptul impresionante. Volumul are o grosime de 22,1 cm, este compusă din 310 pagini și cântărește aproape 75 de kg. Lățimea este de 50,8 cm, iar înălțimea de 91,5 cm. Este nevoie de doi oameni pentru a căra acest manuscris. Mai multe zeci de pagini au fost eliminate din carte, probabil în mod deliberat. Caligrafia este una ieșită din comun, fiind uimitor de regulată. De aici s-a născut firească întrebare dacă codicele a fost realizat de un singur om sau de către un grup de copiști. Chiar dacă în Evul Mediu cărțile erau realizate de doi sau trei scribi, Biblia Diavolului se pare că este realizată de un singur om. În mod logic, se pune întrebarea când a avut timp un singur om să scrie o asemenea carte. Munca depusă pentru realizarea unei asemenea opere se cuantifică în zeci de ani, iar un om obișnuit îmbătrânește și își pierde cu trecerea anilor calitățile necesare pentru realizarea unei opere care pare perfectă din toate punctele de vedere. Pagină după pagină, cartea este fără cusuri, iar greșelile sunt inexistente. Și totuși, cartea a fost scrisă de un singur om, după cum susțin specialiștii zilelor noastre. Să ne întoarcem în timp, acum aproximativ 800 de ani. O legendă din vremea aceea spune că miraculoasa carte a fost scrisă de un călugăr condamnat care și-a vândut sufletul diavolului. Povestea începe în anul 1230, într-o mănăstire izolată din Boemia. Într-o chilie sărăcăcioasă, un călugăr se roagă să-i se curme viața. Era considerat păcătos deoarece a încălcat o regulă monastică sfântă. Păcatul e atât de revoltător încât nu e dat în vileac. Supranumiți și călugării negri, datorită straielor negre pe care le poartă și care simbolizează moartea față de lumea pământească, călugării benedictini făceau jurăminte de sărăcie, castitate, supunere și îndurau crunte sacrificii fizice. Purtau cămăși aspre, infestate de pureci, posteau, nu dormeau suficient și se autoflagelau. Nu toți puteau duce la bun sfârșit aceste suplicii. Cei slabi cădeau pradă ispitei, lăcomie, invidie, deviație sexuală. Pedepsele erau graduale în funcție de păcatul comis, pornind de la izolare, înfometare, excomunicare și până la moarte. Undeva în mănăstire, mai mari acesteia decid soarta călugărului decăzut. S-a hotărât că el trebuie să moară pentru că a încălcat regulile, iar moartea trebuie să vină prin zidire. Călugărul le-a promis mai marilor că dacă mai este lăsat o zi în viață, va scrie o operă impresionantă prin care să slăvească mănăstirea pe vecie. Superiorii încep să râdă, dar călugărul a insistat să fie lăsat o singură noapte pentru a-și termina opera. Neîncrezători în spusele călugărului, superiorii se hotărăsc totuși să îl lase să încerce, dar verdictul lor este unul fără echivoc. Dacă nu termină cartea, va muri. Călugărul începe să scrie pagină după pagină. Orele treceau ca niște clipe, însă mâna călugărului scria fără încetare. Într-un final, extenuat, cu mâna înțepenită de amorțeală, trupul îi cedează, lipindu-se încet de lespedea rece a chiliei. Călugărul își dă seama că nu poate realiza ceea ce a promis. Fiind convins că dimineața îl așteaptă moartea, într-un moment al disperării
îl invocă pe temutul Satan pentru a fi ajutat să termine opera. Legenda spune că demonul răspunde chemării călugărului, îi ascultă dorința, dar îi cere sufletul în schimbul ajutorului. Socotind că nu mai are nimic de pierdut, călugărul promite sufletul său lui Satan. În acest fel, cartea a fost terminată. Desigur, în realitate a fost nevoie de mai mult de o singură noapte pentru a termina manuscrisul, mai exact 3 decenii. Totuși, este adevărat că lucrarea a fost realizată de o singură mână, conform analizelor. Acest lucru înseamnă că autorul anonim din Boemia secolului XIII și-a petrecut întreaga viață de adult scriind manuscrisul. Codexul se dorește a fi o carte istorică care, printre altele, explică de ce mai sunt și alte texte evreiești care nu fac parte din Vechiul Testament. Cartea include scrieri ale istoricului roman Flavius Josephus din primul secol al erei noastre. Această carte impresionantă cuprinde Biblia scrisă într-o latină vulgară, povești străvechi, leacuri, incantații și descântece magice. Codex Gigas mai cuprinde o combinație foarte ciudată de texte, dar și un desen în care este înfățișat Satan. Imaginea diavolului ocupă o pagină întreagă și este descris cu lux de amănunte. El stă cu mâinile ridicate la cer, între două turnuri și pare că îl provoacă pe Dumnezeu la un duel. Cartea exercită în mod ciudat o atracție aproape supranaturală, fiind permanent râvnită de cei puternici sau furată ca pradă de război. În întreaga sa existență, Codicele a inspirat teamă, dar și obsesia de a-l stăpâni. Și în prezent această carte reflectă un magnetism ieșit din comun. Chiar dacă este păstrată în Suedia, în anul 2007, după 400 de ani, Codicele a ajuns în țara sa natală, Cehia. Mii de oameni s-au adunat să-l vadă și să-i admire forța pe care o exercită asupra oamenilor. Interesant mai este faptul că, în ciuda conținutului dubios, acest manuscris este considerat ca fiind una dintre cele mai importante minuni ale Evului Mediu, nefiind niciodată condamnat de Inchiziție. De-a lungul timpului, Codex Gigas a fost studiat și a reprezentat o sursă de inspirație pentru cei mai mulți reprezentanți ai clerului. Chiar și în ziua de astăzi, Vaticanul adoptă o poziție extrem de tolerantă față de Biblia diavolului, ca și cum acesta ar reprezenta un manuscris religios important. Codex Gigas rămâne o carte plină de mistere care ascunde nebănuite taine și adevăruri despre permanenta confruntare între creator și diavol, între lumină și întuneric, între bine și rău.